Alegerile locale, și dumneavoastră știți acest lucru mai bine ca mine, promovează în primul rând omul, mai puțin doctrina politică. Și lucrul ăsta se vede și din alegerea primarilor independenți. Bannerele nu le-am făcut eu. Deci nu se înțelege. Bannerele le-au făcut partidele. Eu am pus la dispoziție fotografia și am stabilit sloganul și bannerele le-au făcut partidele, nu eu. Nu doar Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat la Soarău, organizațiile din Soarău, au ales să susțină candidatura mea ca independent. Și alte partide. Eu am văzut că domnul senator Șoptică e disperat în această perioadă că nu a reușit să propună un candidat serios și competent pentru Comuna Suharău și a ales să se lipească de imaginea domnului primar. Deci nu se reunește USL-ul la... Sub nicio formă, cred că este și o chestiune de orgoliu a domnului senator Costel Șoptică, având în vedere că este localitatea în care s-a născut.